ne-au creat o competiție în care să evităm acele 0-5 acasă, cum s-a întâmplat cu Manchester City. Este un loc, UEFA Europa Conference League, în care să creștem, să strângem bani și să fim mai mulți, să însemnăm din nou ceva pentru acest joc. O săptămână până la play-off pentru echipa lui Nicolae Dică, cel care a venit cu un suflu nou pentru această formație. Târnovanu este în poartă, Ovidiu Popescu, Daua, Iona Stam și Risto Radunovic sunt în apărare la FCSB. Ejuma este la închidere, Dariu Solaru, Tavi Popescu, Florinel Coman și David Miculescu sunt mijlocașii și cei ofensivi la FCSB. Vârf împins este, așadar surpriza, Bogdan Rusu. Pentru FCSB este un meci al milioanelor. Un drum spre grupele la care visează Dică să ajungă. Tot cu Dică, FCSB a ajuns ultima oară în grupele europene. Primul atac cu Risto Radunovic. Radunovic în poziție de centrare, vine și centrarea lui e rea. A reușit să întoarcă Olaru, pasează pentru Miculescu, centrarea lui Miculescu, pericol la poarta slovacilor, până la urmă reușesc să intervin. Nu trage el, e pericol, pară! Cea mai mare ocazie, continuă faza, respinge foarte bine Olaru, de el s-a lovit această minge. Nu s-a terminat, Dunajska Streda din nou în atac, Radunovic s-a întors pentru Miculescu. Miculescu, fentă frumoasă, Miculescu pregătește șutul, curajos. O bară pentru Dunajska Streda și o șansă pentru Rusu. Târnovanu a ieșit greșit de data asta. Încă o dată șansă, Ejuma Radunovic. Florinel Coman. Poziție bună care îi place lui Coman. Vine și centrarea. Și gol! Cred că este offside. A marcat Olaru. Cred că dacă dădea Rusu la poartă, era gol valabil. Nu, a trecut prin spatele lui Rusu mingea. Să vedem cum se duce mingea în careu, doar până la Miculescu. Hai că n-a preluat-o rău. Aici ar veni o centrare. Florinel Coman, capitanul lui FCSB în această seară, e Juma! Recuperează mingea, este în careul slovacilor, un șut milimetric, s-a dus această minge de primul gol european. Plasa liberă, da. Rusu încă un zmeu și de această dată nu le reușim să recuperăm baloane, trebuie să se ducă mai spre poarta adversă deocamdată. Nu, încă o dată Rusu acum, 7 puncte după 3 etape și a reușit să marcheze o medie de 2 goluri pe meci. Deocamdată îi vedem însă ținuți la respect de jocul. Este galben, evident. Galben sau roșu? Roșu. E de roșu. Roșu. E de roșu. Era aproape în coechipier, am crezut că asta va fi decizia, nu era foarte agitat arbitrul. Crușliagă își lasă echipa 10. În sfârșit, încă o șansă clară, evidentă pentru FCSB să se ducă spre gol și spre victorie în această seară. Dunajska Streda, Brunetti, brazilianul Brunetti. ...22 de ani pentru el. Născut la Sao Paulo, însă n-are vreo altă echipă mare în palmares. Pentru gol! Ce mare tam-tam a reușit fundașul central din Estonia. Crescut la juniorii Sampdoriei, Tam. Un transfer cu noroc reușit de Mihai Stoica, refuzat de Craiova. Tam înscrie pentru FCSB golul atât de așteptat. Încă o dată, mingea trimisă de cine altul decât Risto Radunovic, extraordinarul om al serviciilor ideale pentru FCSB și Tam. O fază care pare lucrată. A pocnit-o bine și estonianul. Un vole puternic, fără nicio șansă pentru Veselinov. Și este 1-0 pentru FCSB după acest gol marcat de estonianul Jonas Tam. Sunt periculoși și slovacii. Hrstovic trage pe poarta lui Târnovanu. Încă o dată pe contraatac, cât de periculoși. Daua se pune în pace.
în Slovacia. FCSB câștigă pe terenul lui Dunajska Streda și este mare favorită la returul de peste o săptămână la calificarea în play-off-ul Conference League.